Stimați consilieri, este ora 10, începem lucrările ședinței de astăzi. Domnul Jucu, rog să vă luați locurile. Vă așezați, vă rog. Da? Vă mulțumesc. În lucrările ședinței de astăzi participă 23 de consilieri. În conformitate cu legea prin administrația publică locală, ședința se consideră deliberativă. În conformitate cu legea privind aprobarea regulamentului cadrului de activitate și funcționarea consiliilor locale, municipale, raionale, vă duc la cunoștință că absentează motivat următori consilieri. Călmăcov Maxim, Formaniuc Ghenadi, Grădinari Vera, Grama Sergei, Grițco Elena, Marcoci Boris, Osărbaeva Svetlana, Prisăcari Iurie, Spătari Mariana, Stadnic Alexandru. Domnul Duceac și doamna Bordianu vor participa la lucrările începând cu vreo 10-15 minute. De asemenea, la lucrările ședinței de astăzi participă șefii de direcții subdiviziuni din cadrul primăriei municipiului Bălți, directorii întreprinderilor municipale. Pentru a începe ședința de astăzi, rog să onorăm drapelul Republicii Moldova, drapelul municipiului Bălți, imnul Republicii Moldova, imnul municipiului Bălți. Legea privind administrația publică locală este necesar de ales președintele ședinței de astăzi. Se propune candidatura consilierului Cristina Craievski de Rileu. Rog să votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abținut? Unanim. Vă mulțumesc. Bună ziua, dragi consilieri și onorată asistență, vă mulțumesc pentru votul de încredere. Se propune spre aprobare ordinea de zi constituită din 12 chestiuni. Dacă sunt propuneri privind modificarea ordinii de zi și obiecții, vă rog. Nu sunt. Se pune la vot, se supune votului ordine de zi. Vă rog, cine este pentru? Cine este contra? S-au obținut? Unanim. Vă mulțumesc. Dragi consilieri, se propune de a aproba regulamentul ședinței, timpul alocat pentru prezentarea chestiunilor de pe ordinea de zi, până la 3 minute,
Discuții în cadrul dezbaterii până la 3 minute, replici până la 2 minute și 3 minute pentru întrebări și interpelări ale consilierilor. Se propune ca fiecare consilier să-și expună opinia în ceea ce privește problema ce reprezintă obiectul dezbaterilor doar o singură dată. Dacă nu sunt alte propuneri și obiecții, vă rog să votăm pe regulamentul ședinței. Cine este pro? Contra? S-au obținut? Unanim. Vă mulțumesc. În conformitate cu articolul 20, alineatul 1 din legea privind administrația publică locală și punctul 25 al regulamentului cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, este necesar de a desemna un consilier care va semna deciziile Consiliului și procesul verbal în cazul în care președintele ședinței se va afla în imposibilitate de a le semna. Propun candidatura consilierului Modruc Daniela. Cine este pro? Contra? S-au obținut? Unanim. Vă mulțumesc. Se propune spre examinare chestiunea cu numărul 1 cu privire la participarea primăriei municipiului Bălți în cadrul concursului de propuneri de proiecte finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Dacă aveți întrebări față de raportor, domnul Moraru Dan. Așa. Comisia... Și Comisia Economico-Financiară, la fel, are aviz pozitiv. Așa. Vă mulțumim. Dacă nu sunt întrebări, se supune votului acest proiect de decizie. Cine este pentru? Cine este contra? S-au obținut? Unanim. Vă mulțumesc. Al doilea proiect de decizie cu privire la modificare și completare deciziei Consiliului Municipiului Bălți, numărul 10-1, din 23 decembrie 2019, cu privire la aprobarea bugetului Municipal Bălți pentru anul 2020. Vă rog avizele comisiilor. Comisia Economică Financiară are aviz pozitiv. O singură comisie. Da. Dacă nu sunt întrebări față de raportor, nu sunt. Se supune votului acest proiect de decizie. Cine este pro? Cine este contra? S-au obținut? O persoană. Mulțumesc. Așa. Următoarea întrebare, următoarea chestiune la ordine de zi, cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2020. Avizul Comisiei Economică Financiare este pozitiv. Dacă aveți întrebări față de raportor, întrebări nu sunt, atunci se supune votului acest proiect de decizie. Cine este pentru? Vă rog, votăm. Cine este contra? S-au obținut? O persoană. Mulțumesc. Următoarea chestiune la ordine de zi cu privire la relansarea procesului educațional în instituțiile de învățământ artistic complementar subordonate Direcției Cultură Municipiului Bălți. Vă rog avizele comisiilor. Mulțumesc. Întrebări? Da, domnul Jucu. Добрый день. Я сразу хочу подчеркнуть, что я не против открытия и возобновления деятельности этих самых художественных кружков и коллективов, но все-таки у меня скорее вопрос юридической направленности. Смотрите, нам сегодня предлагается проголосовать за возобновление деятельности художественных кружков и коллективов в университете Бельцы, однако 9 сентября указом временно исполняющего обязанности примара Николая Николаевича Григоришина с 15 сентября эти кружки уже, в принципе, будут возобновлять свою деятельность. Вопрос следующего характера. От когда решения муниципального совета стали простой и обычной формальностью? Bună ziua, numărăți consilieri. Dacă pot, aduc claritate. Dumneavoastră vorbiți despre două tipuri de instituții diferite. Astăzi se propune pentru aprobare Consiliului Municipal redeschiderea procesului educațional în instituțiile de învățământ de tip artistic. Acest tip de învățământ avem trei instituții, Școala de Pictură, Școala de Arte și Școala de Muzică George Ienescu. Ele, conform Codului Educației, articolul 15, se atribuie instituțiilor de învățământ și de aceea, conform instrucțiunii și metodologiei aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, noi le propunem la aprobarea fondatorului, adică Consiliului Municipal.
Ceea ce vorbiți dumneavoastră despre dispoziția primarului semnată în data de 9 se referă la alt tip de instituții de cultură. Instituții de cultură, casă de cultură, palat de cultură, cămin de cultură. Și acolo este vorba de activitatea cercurilor, formațiilor, studiourilor artistice. Nu confundați aceste două lucruri. Alte întrebări? Da, domnule Provocu. Dacă instituțiile care urmează să fie redeschise de pe data de 15 au fost dotate cu toate cele necesare, vorbesc măști, dezinfectanți, mănuși și toate cele necesare. Vă rog frumos, precizați, domnul Burlac, la ce tip de instituții vă referiți? Casele, căminele, cultură? Cele care se redeschid din data de 15, noi acum discutăm în ordine de zi a Consiliului Municipal, este redeschiderea procesului educațional de instituțiile de tip artistic din data de 14. Da, vă mulțumesc. Stimată doamnă viceprimară, exact despre instituțiile date și vorbesc, despre instituția artistică, predare tip artistic de pe strada Ciprian Porumbescu inclusiv, dacă au fost dotate cu măști, mănuși, și toate cele necesare, din contul administrației publice locale. Vă mulțumesc. Bună ziua, stimați consilieri. Vă răspund la această întrebare. Școala de artă Ciprian Porumbescu este dotată cu toate cele necesare. De asemenea, dețin raportul de evaluare pentru pregătirea lansării activității acestei instituții. Au aviz pozitiv de la ANSA și toate lucrurile necesare care sunt pentru redeschidere, relansarea activității acestei instituții. În sala de semne acum este și directorul instituției, directorul interimar, și poate să confirme acest lucru. Dacă îmi permiteți să completez numai, ieri am avut o discuție cu doamna Caraulan, am examinat aceste rapoarte de autoevaluare a instituțiilor, evident, purtăm responsabilitate pentru ceea ce facem. Și de aceea am precizat că instituțiile sunt dotate la moment până la finele lunii septembrie, aceste instituții, din bugetele instituțiilor. Apoi, toți directorii prezintă informații despre necesitățile care urmează să fie. Acum se examinează la nivel de direcție cultură economiile care au apărut în acest domeniu și necesitățile pentru procurare centralizată a tuturor echipamentelor de protecție, sanitizerilor și pentru celălalt tip de instituții de cultură despre care anterior i-am spus domnului Jucov și pentru instituțiile de învățământ de cultură. Toate aceste instituții sunt pregătite conform instrucțiunilor de protecție a infecției COVID-19 și pentru relansarea activității. Vă mulțumim. Mai sunt întrebări? Nu sunt. Atunci se propune de a vota acest proiect de decizie. Vă rog, cine este pentru? Cine este contra? S-a obținut? Unanim. Vă mulțumesc. Următorul proiect de decizie cu privire la relansarea procesului educațional în instituțiile cu profil sportiv și învățământ extrașcolar din municipiul Gălți. Avizele comisiilor, vă rog. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări față de raportor? Da, domnule. Se ocupă nimeni de procesele în domeniul educației, învățământului, tineretului și sportului, din câte cunosc. Aș vrea să aflu care ar fi problema în cazul instituțiilor de tip sportiv, mă scuzați, cu profil sportiv, să fie redeschisă într-un timp mai apropiat decât data propusă în proiectul de decizie. Pentru că, din câte cunoaștem, mulți copii au necesitate de a-și preocupa timpul în afara orilor de învățământ. Și părinților le-am scoate o povară enormă dacă copiii ar avea o ocupație. Vă mulțumesc! Mulțumesc! N-am fost atent de la început, dumneavoastră nu mi-ați adresat această întrebare, da? Din ce motiv ne-am gândit foarte bine când am propus aceste termeni? Instituțiile de învățământ artistic au început pregătirea încă până la începutul lunii septembrie, dar a mers după logica de la început să deschidem instituțiile de învățământ preșcolar
și cele de tip școlar, iar apoi, în urma experienței pe care o vom avea, să redeschidem instituțiile învățământului artistic, dându-le posibilitate să se doteze, să se pregătească, să primească avizele de la organele competente. Exact după aceeași logică, am urmat și cu instituțiile cu profil sport, dar mai mult ca atât. Dacă instituțiile de învățământ artistic au putut să beneficieze de metodologie și de instrucțiunile care se referă la instituțiile de învățământ, atunci cele cu profil sport au primit ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, abia în data de 2 septembrie a fost aprobată această instrucțiune, care descrie foarte detaliat cum se va desfășura procesul. După primirea acestui ordin, evident că au fost informați, în primul rând, directorii instituțiilor sportive și a început pregătirea. La moment au fost executate toate procedurile, avem deja contractele încheiate și pentru ca în instituții să se afle fizic, prezența fizică a tuturor dezinfectanților, a tuturor echipamentelor care sunt necesare pentru deschidere, mai avem nevoie de o săptămână. În săptămâna aceasta, conform instrucțiunii directorii instituțiilor sportive, vor face și instruirea angajaților instituției, vor comunica informația părinților și se vor pregăti pentru deschidere, ținând cont de circuitul intern, de accesul conform graficului, de responsabilitățile care țin fiecare antrenament, de specificul fiecărui gen de sport pe care îl practică, deoarece sunt sporturi contact care au anumite instrucțiuni pentru practicarea lor. Sunt sporturi de grup în echipe care au alte instrucțiuni, ei mai au să se pregătească. Iată din ce motiv am propus data de 21 Consiliului Municipal. Și acum mai am încă o întrebare. Stimată doamnă viceprimară, doamnă Carolan, instituțiile, mă scuzați, de învățământ tip artistic, au un cadru său angajați medicali? Aceasta a fost întrebarea precedentă, da? Exact, vreau să știu. Învățământului artistic. Da. Domnul Burlacu, nu uitați, vă rog, regulamentul de desfășurare a ședințelor. Puteți vă spuneți o singură dată la fiecare întrebare. Sunt angajați, este angajat medical încadrat în câmpul muncii în instituțiile date de învățământ tip artistic? Deci, în raport, ei au înregistrat că medicii vor fi cooptați. Deci, la moment nu avem angajat medical. Dacă au scris da, înseamnă că au. Mulțumesc. Da. Mai sunt întrebări? Nu sunt. Se pune la vot acest proiect de decizie. Propun să votăm. Cine este pro? Cine este contra? S-a obținut? Unanim. Vă mulțumesc. Următorul proiect de decizie cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional cu privire la aprobarea mecanismului de acordare a compensației nominative pentru sezonul de încălzire 2020-2021 pentru unele categorii sociale vulnerabile a populației din contul mijloacelor bugetului municipal. Avizul Comisiei Economico-Financiare este pozitiv. Întrebări față de raportor? Mulțumesc. Nu sunt. Întrebări? Nu sunt. Se pune la vot acest proiect de decizie. Cine este pro? Cine este contra? S-a obținut? Unanim. Vă mulțumesc. Următorul proiect de decizie cu privire la demisionarea domnului Mihail Găină. Vă rog avizul comisiei. Întrebări față de raportor? Nu sunt. Vârstă de pensionare. Vă mulțumesc. Se pune la vot acest proiect de decizie. Cine este pro? Cine este contra? S-a obținut? Unanim. Mulțumesc. Următorul proiect de decizie cu privire la numirea domnului Ivan Osoianu în funcția de administrator interimar al întreprinderii municipale aprovizionare. Avizul comisiei, vă rog. Dacă aveți întrebări față de raportor, nu sunt. Se pune la vot acest proiect de decizie. Cine este pro? Cine este contra? S-a obținut? Mulțumesc. Următorul proiect de decizie cu privire la aprobarea documentației pentru promovare și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii municipale aprovizionare. Avizul comisiei, vă rog. Așa, două avize pozitive. Întrebări față de raportor?
Nu sunt. Se pune la vot acest proiect de decizie. Cine este pro? Cine este contra? S-au obținut? Unanim. Vă mulțumesc. Următorul proiect de decizie cu privire la modificare și completare deciziei Consiliului Municipal Wells numărul 4/36 din 25 iulie 2019 cu privire la aprobarea structurii, efectivului limite și organigramei primăriei municipiului Wells. Avizul Comisiei Economică-Financiară este pozitiv. Alte avize, dacă mulțumesc. Dacă aveți întrebări față de raportor? Nu sunt. Se pune la vot acest proiect de decizie. Cine este pro? Cine este contra? S-a obținut? Unanim. Mulțumesc. Următorul proiect de decizie cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare. Avizul Comisiei, vă rog. Comisia pentru pierși și cine adează pozitiv promotare schimbare. Secția de votare numărul 17, persoana de rezervă Șaban Olga, se subscrie cu Pachetă Galina. Așa. A survenit aici o propunere, de aceea urmează următoarea procedură. Se supune votului proiectul de decizie ca bază. Cine este pentru? Mulțumesc. Se supune votului propunerea Comisiei Consultative. Modificarea propusă. Cine este pentru? Încă o dată. Ia schimb. Domnul Mărceau, un pic mai tare, vă rog, pentru domnul Burlacu, nu a auzit. La secție de votare numărul 17. Persoana de rezervă, Șaban Olga, se subscrie cu Pachetă Galina. Cine este pentru propunerea respectivă? Contra? S-a obținut unanim. Se supune votului proiectul de decizie în întregime. Cine este pro? Contra? S-a obținut o persoană. Vă mulțumesc. Așa. Următoarea întrebare. Întrebări și interpelări ale consilierilor, dacă sunt. Stimată doamnă președinte, domnule șef al direcției juridice, domnule primar interimar, vreau să vă rog să-mi fie prezentat informația privind probele înscrise a tuturor șefilor direcțiilor și secțiilor din cadrul primăriei municipiului Bălți, copia să fie transmisă în scris, a tuturor probelor în scris, cei ce vizează cunoașterea limbii de stat, limbii români. Doi la mână. Vă rog, respectuos, stimați consilieri, să dați curs invitații mele de a face cunoștință cu proiectul de decizie pe care l-am inițiat, ține de crearea Consiliului Consultativ Cetățenesc. Este un proiect în beneficiu tuturor bălțenilor. Este un proiect care o să contribuie la optimizarea activității primăriei municipiului Bălți, transparenței activității administrației publice locale și implicarea cetățenilor în procesul decizional. Pentru ca să reușim în următoarea ședință a Consiliului Municipal, să ne expunem pe marginea inițiativei mele. Eu vă mulțumesc. Noi v-am auzit, domnul Burlacu. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări? Da, domnul Jucur. В начале этого года мной и моими коллегами по фракции Партии Социалистов было зарегистрировано несколько социальных проектов, социальных инициатив, которые обещали включиться в проект поддержки молодых семей. Я считаю, что это очень важный проект, который поддерживает молодые и новосозданные семьи. Однако реализация этого проекта до сих пор не слышно, хотя прошло уже больше 10 месяцев. Можно узнать, на какой стадии, на каком этапе развития и внедрения этот проект сегодня находится? Domnul Jucov, dacă dumneavoastră ați înregistrat, răspunsul dumneavoastră să-l primiți în toate termenele legale, da, conform legii. Da, doamna Burdeanu. Bună ziua tuturor! Astăzi dimineață, la intersecția de vis-a-vis de magazinul Slavena, în jurul orei 7, deci era o bătaie pe adevărat, dintre pasagerii care nu reușeau în nicio unitate de transport public să ajungă fie la școală, fie la locul de muncă. De aceea,
Vin cu rugămintea ca în această perioadă de timp să putem, să vedem ce putem face astfel încât unitățile de transport să vină mai des, iar toată lumea, că e la școală, că e la serviciu, să poată ajunge la timp. Bătaie rapidă, adevărat, bătaie. Ceea ce nu ne dorim, vrem oameni să ajungă în siguranță la locul de muncă și copiii în siguranță și la timp să ajungă la școală. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Da, domnul Stanislav. Eu am două întrebări, stimați președinte, domn consilier. O întrebare la reprezentantul întreprinderii municipale, JKH, și una la reprezentantul poliției. Am să încep cu prima întrebare. Pe strada Mihai Viteazu este un bloc locativ, numărul 42. Se află într-o stare dezastruoasă. Cândva el aparținea mic combinat. Astăzi s-au făcut o societate a locatarilor. Și n-au ajutor nici dintr-o parte. Au fost deconectați de la căldură, la intrare ușă noi și capacitatea locuitorilor e mică, fiindcă nu toți au venituri ca să pui. Nu pot doar trei oameni, patru să fac curat, să fac reparația asta. Cu patru ani în urmă ei s-au adresat la gospodăria locativ comunală cu rugămintea să ia sub protecția sa. Li s-a dat un răspuns că după ce vor face acoperișul, atunci îi vor lua. Deci se privește că sunt 30 de familii acolo care sunt lăsați în voia soartei. Asta e prima întrebare. Dacă se poate de făcut așa ca să-i treacă în gestiunea gospodăriei locative comunale, cine poate să-mi dea un răspuns? Avem reprezentant de la gospodăriei locative comunale? Mihai Viteazu, 42. Добрый день. Ответ на этот вопрос звучит следующим образом. Владельцы приватизированных квартир в любом участке ответственны за содержание своего строения. Для того, чтобы принять решение о том, кто будет эксплуатирующей организацией и управляющей, жильцам вначале необходимо определиться с формой самоуправления. После определения это будет товарищество, ассоциация, еще что-либо, тогда уже это юридическое формирование сможет обратиться к ЖКХ, и тогда ЖКХ примет их к себе на обслуживание. Но первым шагом нужно пройти процесс, тот процесс, чтобы все определились, какую форму они приемлют для себя управлять собственным имуществом. Da, am înțeles. Ei au asociația locatarilor, formă juridică de organizare. Deci, ei pot să vină cu cererea dumneavoastră, da? Они уже тогда могут подать заявление на обслуживание. Bine, eu am înțeles. A doua întrebare la reprezentanții organelor de drept. Pe data de 19 august a fost depusă o sesizare cu privire la dezastru care se întâmplă pe strada Mihai Viteazu. Astăzi este ce dată avem? Azi că m-am încurcat, mă bâlbâie. 11 septembrie și nu s-a luat nicio măsură. Vă spun că în piața centrală lumea respectă reguli. Sunt dezinfectante, au măști, achită toate taxele. În strada Mihai Viteazu nimeni nu achită nimic. Eu nu știu, poate achită lui Harcenco sau ei vorbesc așa, eu nu știu despre asta. Dar vă spun că dacă vă duceți și luați de la primul comerciant și până la ultimul, nimeni nu au documente justificative pentru afacerea care o fac. La mine e întrebarea, deși de pe data de 19 până pe data de 11 nu s-a luat nicio măsură. Nu e vorba că să vă duceți acolo și să bateți cu picioarele între ele sau să le puneți amenzi de la primul până la ultimul. Toți vor să mănânce, și ei vor să mănânce, și ei ăștia din piața centrală, dar ori dați-i pe toți în piața centrală să comercializeze, ori dați-i pe toți în stradă să comercializeze. Să fie o egalitate, să fie poziții de egalitate. Ăștia care vând în stradă, vând mai mult decât vând ăștia care vând în piața centrală, dar ăștia din piața centrală achită diverse taxe. Taxă pentru loc, taxă pentru patentă, taxă pentru depozitarea mărfurilor. Deci acolo sunt mai multe taxe
Hai ne oferă serviciile oferite de întreprinderea municipală. Vă mulțumim. Asta întrebări. Atât. Alte întrebări? Nu sunt. Se propune votului închiderea ședinței Consiliului Municipal din 11 septembrie 2020. Cine este pro? Cine este contra? S-a obținut? Unanim. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă în continuare.